ragazzi, la un nuovo episodio alături de Andrei. Sau de Robi. Salut. Salut. De ce stau? Suntem aici în cer. Un pic în lângă la cer. Asta e un beacon. Hai să sărim. Episodul trecut am făcut parcare. Uite cum am ajuns noi acolo sus. În episodul trecut am văzut parcare. Andrei și-a mutat mașina acolo, că făcea lag când mergeam pe aici. Aia, dar luat, am mutat mașina, acolo mi-a pus număr de mașină. Am zis să fie mai roleplay și am dat gaz, electricitate de acolo. Uitați de unde vine electricitate. Prietenul meu și Andrei au tras. Aceasta este casa mea, aici gazul. Asta e clasa mea. Aici am semnele. Să dai din drumul, că mai văd Andrei, dar... Aici am mâncăm când e cald. Uitați antena. Aici este firul de net. Am primit-o. Și de aici este firul de net și intră pe aici. Am scos ușa de la baie. Și ăla pe gaz vine de aici, pe sub pământ, și intră pe aici. Frigider, o casă, un aragaz. Și aici avem un somnicel. Avem și asta este casa laptopul. Uite, avem și de la... Avem canapea unde dormim. Internet. Așa, și avem două date minte. Ziceți în comentarii de unde se deschide trapa. Cine ghicește de unde se deschide trapa, îi dau inimioară. Hai să vedem. Asta e casa prietenului. Uitați, nu avem niciun buton. A făcut acum. Aici. Hai să intrăm. Aici avem un frigider. Un televizor, aici are un nu știu de ce a făcut asta, chiar nu... Nu se știu de florile. E degeaba, practic. E pe rolota mea. Alex, dacă te uiți la videoclipul ăsta. Ce? I-am închis un pic trapa și după aia patru. Aici păi Andrei are un debara. Un WC. Aici are de apă. Aici avem parcare. Aici am și aici pe terasă la el. Bine că ai pus geam aici, n-ai pus aici în față, să plouă televizorul. Mă bicicleta cu asta, o să fac pe asta. Robi, arată dacă de unde se deschide treaba, trebuie să vă duc la aici. Noi suntem motocicliști, ne-am
am luat ideea din geta cu scris. Am întâlnit cu club de motociclist sau așa de loc. O să bag spatele. Nu mă duc. Nu zic că s-a luat pe aici. Ia, am zis. Robi, hai să punem gard și să facem mai cu parcare, vrei? Stai, da. Da, că știu eu cu ce. Cât o faci? Ah, până... Și poate încă... Dați-mi idee ce nu mai facem pe mapă. Stai, să vedem la... Thank you.
ce ce să mai facă? Să mai plimbă? Microfonul ăsta tot dau de fie. Ia-l pe ăla. Da. Ai grijă să nu zbor. Vezi că te rog dacă a apărut pentru noi? Pentru noi sau cum? Pentru Rob, da. Ați spuneat cu numele pentru Rob. Cred că nu o să vedeți Steam-ul. Da, nu. Cu Y? Nu. Nu, nu e decât forma de întreg. Amen. Ha, rota. Da, am scris pentru Robi că rulota forma de întreg. A fost o rulota pentru m-am teleportat, că intram în copac.
hai să mergem cu mașina. M-a teleportat într-un copac. Da, că merg și da. Chiar e urâtă. Și am cu un prieten meu. Vedea să se facă de aici așa. Ce? Țeava de creier. Bine. Cum ți-am zis eu ție. Cred că episodul ăsta o să fie destul de scurt. Nu am ce să fac. Am vorbit de episodul dar ca să vă arăt. Ce-a avut mai poate să facem mâine. Asta este forma de antena. Vrei să pun? O pun? Nu! Te vin cu toată hard. Ți-a plecat asta. Mi-a plecat și mie mașina. Uite! Ia uite! Ți-a plecat ție asta și ai pus-o pe suspensii și ne-am prins mașina de la unul. Ia. De ce ne-ai pus? Uite de cum e BMW-ul tău. Jet,
Da, tu ai făcut o sau așa era? Ce? Mapa. Așa. Păi eu vom eu cu ferme, dacă mă părind. Pe aici putem să venim la vreme, vrei? Uite, pe aici, pe aici, uite aici și trebuie să ne facem. Da, da, aici e la vreme. Da, da, e la loc bun. Cât a fost și cu acest episod și noi ne vedem data viitoare. Pa! Cât a fost cu acest episod și noi ne vedem data viitoare. Pa!